Sremnic, la final de sezon, anul cu numărul 3, s-a terminat. Gata. E 60 de zile, nu știm până unde, pentru că acum o săptămână, practic, noi eram aici. Acum câteva zile, noi ne mutam aici cu bagaje, cu căței, cu dulcei. Acum 2 luni, cam așa, asta vrei să spui, de fapt. Da, de fapt, nu, s-au comprimat ca și cum ar fi fost câteva zile. Da. Au trecut ca și cum ar fi fost o săptămână, dar suntem la mare încă. Acolo pleacă seara asta, eu plec mâine. Avem o grămadă de lucruri de stres după noi, vă dați seama, noi că suntem sigure că am stat chiar 2 luni aici, cu o mică excepție de un weekend fiecare. N-am plecat de aici 2 luni, am venit cu bagaje pentru 2 luni, avem ce să ducem înapoi la București și avem o grămadă de amintiri de dus la București. Ne-am cumpărat foarte multe suveniruri, cu obelisc, cu poze, cu mare, cu cele mai mari valuri în poze le-am făcut azi, se vede. În vara asta, le mulțumim lor, le mulțumim caselor de discuri care s-au ocupat. Încă o dată, uite și pe filmarea asta, să le mulțumim colegilor care ne-au ajutat în București la mutare, le mulțumim șefilor că ne-au suportat 2 luni la mare. Da, celor de la marketing pe care nu i-am enumerat în direct la Kiss FM, Horia, Cosmin, Cătălin. Cătălin, un mesaj frumos la final, mulțumim Ovidiu și Olix. Noi mulțumim frumos pentru că am avut prilejul să demonstrăm că putem să facem al treilea an de Summer Kiss așa cum trebuie, cu agitație, cu nebunie, cu premii, concursuri, artiști, emisii live și tot ce ați văzut și ați auzit vara asta la mare. Le mulțumim și colegilor de la Tehnic și ei ne-au ajutat cu o mare bucată. Fără ei n-ar fi existat boxele astea mari care, sau cu care făceam gălăgie și atmosferă în fiecare zi. Încă o dată, colegii de la marketing, fără ei n-ar fi existat boxele astea de pe plajă, vânzări, toată lumea, un radio întreg și-a dat silința, a muncit toată vara ca noi să fim aici în această vară, adică și la Costinești și la Mamaia. În final, în spatele vocilor care se află și care sunt aici prezente, este o echipă uriașă, cum nu vă imaginați cum pot exista de profesioniști. Mulțumim frumos, Ligian și Olix, la anul, la Summer Kiss 2012. Și le mulțumim sutelor de mii de oameni care au venit anul acesta la mare, vă așteptăm și la anul.